Vă salut! Vreau să vă arăt cum arată niște lame uzate. Astea sunt două lame de la vechea drujbă Partner pe 420XT, care am tăiat fiecare câte 3 ani. 3 ani o lamă, 3 ani o lamă. Cam așa arată ele. Bine, astea le-am găsit prin curte după ce le-am aruncat. Au ruginița că au stat prin ploaie și pe unde am mai stat. Și arată canalul și mai ales vârful cu rotița motrică. După cum se vede aici, a înflorit. Vârful pur și simplu, de la atâta uzură, rotița motrică s-a dus, iar lanțul îmi intra pur și simplu în lamă, se bloca, mergea greu, trăgea ambreiajul greu de el și tot așa. Nici lama asta originală de Partner nu a fost cine știe ce să zice, adică, na, nici cine știe ce calitate. Asta a fost lama cu care a venit. La cealaltă lamă, cumpărată, aproximativ aceeași problemă, cu rotița motrică, bineînțeles. Tot așa s-a umflat, a înflorit, cum zic eu. S-a stricat rotița motrică, s-au stricat bilele acelea cilindrice care le are în mijlocul ei și a început să se afunde spre axul ei, săpând în lamă, chiar dacă eu luam această bavură la pilă ca să o scot la față, ea avea să se ducă în continuare înăuntru, deoarece de aici, de la bilele acelea, provine defecțiunea. Nu știu dacă se vede bine, dar cu cât rotița motrică avansa în degradare, ajungea ca dinții ei să se frece de partea aceea de interior a lamei, de miezul ei, de mijlocul ei. Și avea să se blocheze definitiv lanțul și tot așa. Degeaba luam la bavura asta din vârf. Și altceva ce să zic, ce să-i faceți la o lamă, dacă face bavură pe margine, mai zis în clipuri, puteți lua cu o pilă, o puteți îndrepta. La vârf, dacă apucă și se strică rotița asta motrică, eu zic că nu mai aveți ce-i face decât a o schimba. La rotița motrică o gresați prin aceste orificii de gresare, am mai zis treaba asta. Mai o zic și în clipul ăsta. Și aveți grijă ca pompa de ulei să meargă corespunzător, canalul lamei să fie mereu desfundat, orificiile acestea de ungere să fie la fel și ele desfundate mereu, să aveți ungerea corespunzătoare și tot așa, ca să vă țină o lamă cât mai mult. Ea se încălzește și de la tipul lemnului, am tăiat numai la sarcâm uscat, încălzește lanțul, lama și tot așa, le întinde după ce tăia mult cu un lanț la sarcâm uscat, după ce se uza, îl scotea mai lung decât era când îl puneam nou și tot așa. Cam asta este. Cam acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru vizionare și dacă considerați că nu este bine ce zic eu, eu vă rog să faceți voi mult mai bine. Chiar nu mă deranjează. Faceți și voi alte clipuri mult mai bune, explicați mult mai bine și tot așa. Că na, eu nu sunt expert, nici pădurar sau drujbist profesionist. Eu vă zic din experiența unui utilizator ocazional și normal de drujbă în gospodărie. Vă salut și numai bine!